29 noiembrie 1869. În această sală s-a oficiat căsătoria domnitorului Carol I cu principesa Elisabeta de Vid. Aici și atunci, Carol I și Elisabeta au rostit aceste cuvinte. Ziua de astăzi este cea mai fericită din viața mea, căci m-a făcut să găsesc o soție care mă va ajuta cu dragoste și cu devotament pentru împlinirea misiunii ce mi-a încredințat-o un popor întreg. Vei avea de împlinit o sarcină frumoasă. Rolul tău va fi să mângâi când eu voi trebui să mă arăt aspru și să mijlocești pentru toți. Dragostea e răsplătită prin dragoste. Vino dinaintea poporului tău cu aceeași dragoste, cu aceeași credință cu care ai venit spre mine. Atunci nu o singură inimă va bate cu credință pentru tine, ci milioane de inimi se vor împreuna cu a ta. Iar eu mă voi simți fericit, căci nu-mi aparții numai mie. Un popor întreg te privește cu încredere și cu speranță și îți va răsplăti dragostea prin dragoste. Te-ai născut germană, astăzi ești româncă. Cauza României este cauza ta și poporul român va fi poporul tău. Și Dumnezeul acelui popor va fi Dumnezeul tău. Fie ca mila lui Dumnezeu să te însoțească în noua ta patrie. Dumnezeu să binecuvânteze speranțele tale, precum și dorința ce ai de a face fericirea unui popor. Voi merge unde vei merge și tu. Voi rămâne unde vei rămâne și tu. Poporul tău este poporul meu. Dumnezeul tău este Dumnezeul meu. Voi muri unde vei muri și acolo doresc să fiu îngropată.